O vom cunoaște acum pe românca cu cele mai multe costume populare. Are peste 300, dragii mei. Este vorba de Mariana Birică, solista de muzică populară. Dragostea pentru folclor și mai ales pentru portul popular. Să știți, casa ei este un adevărat muzeu. A început atunci când mama i-a dăruit primul costum popular. Și de atunci iubește folclorul, care crede că este Biblie de căpătâi al tuturor românilor. Dragii mei, eu zic așa, vă dau un sfat. Să-i vizitați muzeul, dar să nu cumva să vreți să luați vreun costum, pentru că artista nu se deslipește de costumele ei. Doamna Mariana Birică, sunteți cunoscută drept românca cu cele mai multe costume populare și aveți aici o colecție impresionantă. V-aș întreba câte astfel de piese numără zestrea dumneavoastră vestimentară. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la mine acasă, zis acasă la mine în curtea mea și în clădirea mea. Să vă răspund la întrebare și bine ați zis prima româncă, atunci când am fost în America, așa mi s-a spus acolo, că am fost și am cântat la gala celebrităților și a zis, uite, românca cu cele mai multe costume. Și așa mi-a rămas numele. Am peste 300 de costume populare. Atunci când am plecat de acasă, fiecare mătușica mea mi-a dat costumul ei, pentru că de acum nu mai mergea la horă și la bal să meargă în costum popular. Văzând că eu am mult talent în muzica populară, a zis, îi le dăm lui Maria, ca așa îmi spune la țară, îi le dăm lui Maria pentru că ea o să cânte, o să meargă la televiziuni și o să aibă nevoie de costume. Și am plecat cu vreo 20 de la început și am ajuns să am peste 300 de costume. Cum ați ajuns să le colecționați? De unde le strângeți? De unde le adunați? Cum ați ajuns să aveți această colecție și, în primul rând, ce v-a determinat să iubiți atât de mult costumul popular? Faptul că am fost la o colegă de cântec, Nina Predescu, ne-am dus la o filmare în Vâlcea și a zis, haideți pe la mine pe acasă. Și ne-am dus pe la ea pe acasă și ne-a dus la o masardă, cum de altfel și eu le am strânse, într-o masardă care e foarte mare deasupra, exact cât ține podul, am masardat-o și acolo mi le-am strâns. Și când am fost la ea și am văzut peste 100 de costume, am zis, wow, nu se poate, zic, să ai 100 de costume. Și mi-am pus în gând, de când am plecat de la Nina Predescu, de atunci, în continuu, nu mă pot abține să nu cumpăr de fiecare dată costume populare. Prima dată am cumpărat, era pe Covaci, magazinele alea vechi care aveau, erau scumpe. După aceea am găsit o doamnă la Văleni, Stela Pădure, care toată lumea de prin toate satele din jurul dumneiei le aducea la dânsa și zicea, mi-l dai și mie cu cât o fi, decât să se strice în ladă sau în șifonier, mai bine îl dai să vadă la televizor. Eu am fost odată cu soțul meu și tot așezam, una o puneam cu o iau, una că nu o iau, după aia iar mai luam din celelalte care ziceam, nu o mai iau sau o iau. Și bărbatul, văzându-mă că nu mă decid și că le-aș fi vrut aproape pe toate, el zice, ia-le, domnule, pe toate și zice, dă-i acum 50 de milioane. Bucuria. Da, dă-i acum 50 de milioane și mai trimiți în două rate 25. Deci numai o singură dată am cumpărat de 100 de milioane costume. Păi aș spune că e o avere, dacă stau să mă gândesc la toate aceste costume, ar însuma... Da. Destul de mult tot ce aveți aici și nu greșesc spunând că e o zestre. Așa este, pentru mine este o comoară, comoara sufletului meu. Nu știu dacă m-aș îndura, de exemplu, dacă am două la fel, dăruiesc și celuilalt. Sunt convinsă că fiecare costum are povestea lui și v-aș întreba, acum dumneavoastră luați câte un costum din diverse zone ale țării, dar ce se întâmplă cu cele care poate nu sunt în starea cea mai bună? Vă ocupați să le și recondiționați? Da, așa este. Fiecare costum în parte le iau, în primul rând îl spăl. Nu pot băga în casă dacă nu l-am spălat, pentru că are vechime foarte mare și trebuie recondiționat. Altele sunt mâncate de moli și eu le pigulesc, le fac din nou, le țes, am învățat foarte multe, într-adevăr, de la mama mea. Eu cu mama mea am țesut în război și știu ce înseamnă lucru manual. Deci toate aceste costume au ajuns pe mâini foarte bune. Dumneavoastră sunteți o artistă în zona asta artizanatului, a lucrului făcut de mână. Și acum dacă toate aceste costume au încăput pe mâna dumneavoastră, așa, într-adevăr, au ajuns pe mâini bune. Care este
costumul de suflet cel mai valoros pentru dumneavoastră? Toate costumele sunt de suflet, pentru că mi-ar părea rău să zic să-l departajez unul de altul. Deci toate îmi plac, toate au o conotație, toate îmi spun ceva. De exemplu, am fost la un spectacol cu primul costum. De exemplu, astăzi pe mine, pentru emisiunea dumneavoastră, am un costum nou. La propriu zis nou, pentru că el are peste 100 de ani. Am tăiat fota, am făcut o față-spate, că de altfel ea era fotă, de jur împrejur. De exemplu, am aici, lângă noi, această fotă țesută de mama mea, a fost foiță pe perete. Deci am lucrat chiar și în război, am țesut cu ea chiar și carpete pe perete, lucrate cu mâna, și în război ea știa să înnăvădească și după aia țesea, pentru că era chemată să înnăvădească la lume, după aceea ele să țeasă în continuare. Era o femeie foarte vrenică și foarte pricepută. Cred că ați moștenit cu siguranță această dragoste pentru lucrul manual. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată ca toate aceste piese să le expuneți și pentru publicul larg, să aibă acces și lumea să vină să le vadă? Nu m-am gândit. Am crezut că deodată pentru mine, așa că sunt româncă împătimită, că atunci când am fost plecat în altă țară și văd un român, zic, wow, ce bine că e român. Când sunt la mine în țară, spun, oh, ce bine că sunt buzoiancă, pentru că mă trag de acolo și nu uit rădăcinile mele de unde am plecat. Spuneți-mi, costumele sau majoritatea costumelor sunt dintr-o anumită zonă sau sunt din diverse zone ale țării? Exact. Am din toate zonele țării, absolut din toate zonele, zic eu. Dumneavoastră ați ajuns acum la 300 de costume. Vă opriți aici sau mergeți mai departe? Eu zic că mă opresc, dar nu mă opresc, pentru că am fost și sâmbăta trecută la muzeu și tot am cumpărat două cămăși și o fotă. Sunt atât de frumoase că nu poți să pleci și să nu cumperi. Te uiți și din cei mai frumos, zic, asta e că e frumos. Îmi place mult înflorat, adică mai viu, mai colorat, mai... Probabil că așa am eu predilecție la flori. De altfel, ați văzut la intrare, am peste 200 de ghivece de flori. Deci îmi plac florile. Vă mulțumim foarte mult pentru această incursiune în lumea costumului popular, tradițional românesc. A fost o plăcere pentru mine și o încântare să văd toate aceste minunății. Mă bucur din suflet, mulțumesc din suflet și îmi pare bine, pentru că arătându-le, lumea satului, lumea orașului își aduce aminte de costumele populare ce le cuseam acum 100 de ani, chiar și 50 de ani, pentru că eu am 60 și la 10 ani încă eu cuseam.